Este a doua zi de armistițiu în fâșia Gaza, alți 13 prizonieri israelieni urmează să fie liberați de către teroriștii Hamas. Pe listă se află 8 copii, anunță presa israeliană, iar primii 13 ostatici s-au întors acasă după 49 de zile de captivitate. Printre ei este și o femeie cu origini românești, însoțită de fetița ei de 5 ani. Laurențiu Rădulescu a urmărit acest subiect și are informații de ultimă oră. Bun găsit, Laurențiu! Bun găsit, ora la care vor fi eliberați astăzi o ostaticii nu a fost încă făcută publică. În schimb, iată, am ales să vă arătăm o parte dintre israelienii care au fost coși din fâșia Gaza în cursul serii trecute. Și vedem marea lor majoritate, vorbind despre femei în vârstă, mame și copii de doar câțiva ani care au ieșit după aproape două luni din acea zonă. Haideți să mergem mai departe pentru a vă arăta cum s-a întâmplat acest lucru, pentru că este cel mai intens efort diplomatic de la începutul războiului, ei bine, ostaticii au fost în cele din urmă eliberați prin această zonă. Am mai auzit despre această zonă pentru că românii au ieșit din fâșia Gaza spre Cairo în urmă cu câteva săptămâni, tot pe aici, pe la Rafa, este granița fâșiei Gaza cu Egiptul. 12 din cei 13 oameni transferați au fost răpiți din această zonă, foarte apropiată atât de Rafa cât și de fâșia Gaza. Este vorba despre chibuțul Niroz. Pe 7 octombrie, aici au fost răpite atenție numai puțin de 75 de persoane, iar în cursul serii trecute de aici, de la Rafa, oamenii au fost duși în cele din urmă la aproximativ 20 de kilometri cu autoturismul la o bază aeriană, bază aeriană Hațărim, unde au fost examinați din punct de vedere medical. Mergem mai departe pentru a vă arăta ce s-a întâmplat, pentru că de la acea bază aeriană au fost pregătite 5 centre medicale, 5 centre medicale în Tel Aviv și în jurul orașului, pregătite așadar să primească acești ostatici. Unul dintre aceste centre se află aici, iată, spitalul din Holon este un centru medical extrem de important care a fost pregătit de către autoritățile israeliene. Un al doilea centru este centrul Schneider la aproximativ 12 km de Tel Aviv. Este un spital de copii acolo, culisele negocierilor, foarte important de menționat pentru eliberarea ostaticilor, scot la ivală eforturi uriașe din partea Statelor Unite, a Qatarului și, bineînțeles, Egiptului, care au intermediat absolut totul. O celulă de criză a mediat toate aceste discuții, iar prima victorie, ne aducem aminte, a venit pe data de 23 octombrie, când au fost eliberate din Gaza primele persoane. De atunci și până astăzi a urmat un șir lung de negocieri. Atacurile. Hamas din 7 octombrie a ucis 1200 de persoane potrivit autorităților israeliene. Ministerul Sănătății din Gaza, pe de altă parte, condus de Hamas, a declarat că aproape 15.000 de oameni au fost omorâți în campania de represarie israeliană.